Îmi pun toată nădejdea în voi, sfinților apostoli, Petru și Pavel, iar așa cum arde candela, lumina aceasta închinată vouă, așa să ardă și neștiința mea și pericile pe care alți oameni răi mi le pun în calea mea. Cu această sfântă lumină invoc marea putere a lui Dumnezeu și chem pe sfinții apostoli, Petru și Pavel, pentru a mă ajuta, pentru a-mi da sănătate și înțelepciune, pentru a-mi ocroti casa mea de farmece, de invidie și de răutate. Te rog să mă ajuți, sfinte apostole Petru și Pavel, ca să-mi păstrezi locul de muncă, ca nici boala și nici oboseala să nu mă biruie, pentru ca slujba mea să fie sigură și stabilă. Preasfântă Treime, Tată, Fiule și Sfinte Spirite, ajutați-mi ca voința și puterea mea să nu-mi scadă și ca nimic să nu mă înșele în cele ce vreau să fac, ca munca mea și succesul să meargă pe același drum. Sfinte Duhule, dacă cineva îmi vrea răul, întoarce-l asupra lui, să mă lase în pace și să-și o facă cu mâna lui. Aceasta mi-e voința, facă-se voia ta, Doamne, pentru binele meu. Amin.